Eu sunt Israel. Ne-am adunat Să clubul fie bine. bărfitorilor sau al detractorilor. Am înțeles că vă deranjează ce Traficanților public, de ființe umane. traficanțe de ființe umane, vă Eu. deranjează ce public Dumitru Achiruș de pe contul Ludmilei Dinte Dinte. și vreți să Dinte. dați replici pe care și deși v-au acuzat. Eu n-am timp să-l urmăresc și n-am timp să dau replici. L-am avertizat doar o dată să nu spună tâmpenii despre romi și m-au blocat. Și de atunci nu mai am timp să mă ocup și de el, dar dacă îmi dați vreun video în care zici ceva de romi, îl dau pe mâna poliției. Dar despre voi și-o zis. V-am În spus că primul rând, eu... eu. Hai, Da, tu prezentați-vă vorbești. pe rând. Întâi doamna Tamara, care i-a fost gazdă 3 luni sau câte, 4 luni, la ea la Eu fost Burlac, trei. și ceilalți care și în ce fel ați interacționat cu ei, cu familia asta fericită. Deci, Hai, vă rog. 3 luni au fost sub tutela mea. Aduși, adică au solicitat să fie salvați de la mănăstirea Marta și Maria. Dar Dar de ce și la am încercat? mănăstirea așa e de strașnic, trebuie să fie oameni salvați, mai ales dacă sunt credincioși. Păi el mi se plângea că nu mai poate suporta, are nopți nedormite, copilul este în condiții, adică nu poate nici Ludmila să fie, nu avea condiții pentru a crește, a dezvolta copilul și era tare, tare dornic să plece de acolo. Case nu sunt, bine zic, dar cum pot eu să-i spun lui Badea Ion sau lui Nenea Gheorghe că părăsăți sunt 1100 în sat? Zic, măi, eu am o casă, dar e cam cu așa, dar eu am să fac tot. Ei, până la urmă, băietul și-a făcut așa numai cât cărărușă cât poate să facă și cu mare greu și-a mai făcut prin prejur. Ce i-am zis eu, uite, asta faci. Dar adică eu am văzut că el nu-i gospodăros să facă el așa să se speruie. Nu am insistat mult ce să facă, doar i-am zis, uite, asta poți să faci, uite, asta, zic, dar și vrei să faci și nu poți, ceri ajutorul că eu te ajut. Ceea ce nu am văzut, ca el să ceară ajutorul, că eu să-l ajut, doar că vrea să-i dau și bani, pe lângă faptul că Paștele, cozonac și nu vreau să mă laud, nu vreau să, dar el știe și cred că dacă, păcat că el nu a postat pe televizor, ca public să spună ce, cum am contribuit eu la chiar la sărbătorile de Paști, chiar la Duminica Mare, fotografii, tot fotografia cu fetița, sărută cozonacul, sărută colacul. Apropo, ouă de Paști de la mine au fost duse Bun, ca hai, să nu vă fac. mai lăudați. Am Am zis făcut. că dați replici la calomnii. Nu vă mai lăudați. Ce v-a spus greșit, mincinos despre dumneavoastră și despre celelalte persoane? Ați Păi, făcut o v-ați pomană, dat. pomenele, parcă așa am înțeles eu la creștini, să fac tăcut fără ca să vă lăudați. Acum ce fel de creștini sunteți că vă lăudați? Și încă și de Păi Paște, dacă ai eu nu așa? fac asta, sunt oași. De Paște m-am tăs dau de pomană. Acum ați vă lăudați că ați dat o pomană la niște amărâți ca Achiruș cu Dinte și cu copilul lor de 3 luni, de 6 luni. Ei, nu, doamna a vrut să spun altceva. A început-o frumos și bine și a ajuns la unde nici prin cap nu te tai. Chiar așa să vorbească, chiar așa să spună că eu ascultaseram cum povestea el acolo că cum se duce doamna dezbrăcată la dânsa și la dânsul acolo și cum Nu, ce vă el se fac un ducea cuvânt și aici, nu vă închipuiți cum se poate așa ceva să spui. Eu adică... nu pot, la mine în cap nu intră așa ceva, eu nu știu cum. E, Chiar femeia asta. cel mai interesant e că el spunea asta când era la ea, la gazdă. Da, păi asta Nu, trebuie să fie într-atâta de ipocrit, asta trebuie să poți. și evident, i-au rugat să plece și dacă nu au vrut să plece, i-au chemat poliția și i-au scos forțat de acolo. Bun, Da. și după aceea Acum continuă să facă live-uri și îi descântă, îi scarmă pe toți. Am înțeles că și pe mine mă mă pomenește, dar implic. l-am spus puțin în pasă. Acum dați-mi voie să mă implic și eu. Da, O vă rog. trecut vreo două dealuri din satul Burlacu, raionul Cahul, de la doamna Tamara. O trecut în satul meu, Tătărești, raionul Cahul. Bine. O Bine că găsit are cine să-l casă, băietul. găzduiască. O găsit casă, băietul. Că sunt niște fete, părinți sunt morți la fete și o găsit. Bine, mersi. O scris mesaj, el scrie pe site-uri la oameni, să uită în profil, că da, femeia asta e plătită, Ierusalim, da? Dar deci să nu plâng eu, să și era ajutor. Dar eu pe domnul băiatul ăsta, femeia mica copiii mei,
Eu îl știu de vreo 2 ani jumate, când mă la briceni, la cartofi, îmi place să facea filmuri, mamă mia! Și chiar nu credem, poate, într-adevăr, nu-i plătește, nu... Dar el e putoare! Mă, putoare! În ce sens putoare? Dumneata, ești din Israel, știi cum miroase el? Eu știu că e puturos, e lenos. Oleg, nu iubești să lucreze. Dar tu, lenos. Maxim, ești mai harnic? Poftim? Tu ești mai harnic? Oleg, ascultă atent. Eu, în primul și în primul rând, eu una, zic, eu măcar m-am implicat amuia în construcție și dau foială de dimineață până în seară. Dar îți amintesc Eu... în parc cum vinea și splângea lumea că le-ai cerut bani și nu i-ai întors înapoi? Când asta a fost? Băi... Vara trecută, în toamnă, în iarnă îmi splângeau oamenii. O grămadă de oameni s-au plâns de Maxim că au venit și au cerut bani și nu i-au mai întors. Ei, da. E... Aia, asta a fost la doamna Elena. I-am întors de am, gata. Da, ok, bine, bine. Deci când poți întorci, bun. S-a rezolvat. Bravo. S-a închis întrebarea. Bravo, Maxim, bravo, Maxim. Și Toți ne mirim în acum? impas și Dar toți voi imunim. spun eu, el e chiar futuros tare. Pe mine m-a blocat, pe tine că cu lume, dar pe mine de ce m-a blocat? M-am dus la casă și ieși, umăs cu mine și-au protestat și la asta. Dar Dar m-au dacă l-ai blocat, nu criticat m-au și l-ai trimis trimis. la lucru, normal că nu i-a Nu plăcut. mă trimitem la lucru. Și ce să lucreze el la Burlacu sau la Tătărăș? Ce să Dar nu la... lucreze? Ia Din n-a ce ajutat să... copilul, n-a ajutat pe dușul, să-mi nească bani, că lasă și vrea, mă sucrez. Clar lucru. Și eu vreau să Oleg, atașe de vrea. omul vrea să lucreze oficial, legal, să nu fie exploatat, cum zice, că la Briceni l-a exploatat fără plată, mai că era robie acolo. Nu, dar Dormi, Luda lui, eu dat un copil de oameni suflet. Luda lui, eu dat un copil de suflet, lasă de aici pe doilea. Și îi fac și vreau. Și nu chinui copilul și ala. Fii Apropo, bătani, un copil trăiască să nu lucrează. Ia că baza lui, el în copil vrea să trăiască să facă bani. Pot să adaug o replică? Da, hai că ești în... O minută, dacă îmi permiteți, vă rog. Sigur, un minut. Acum, stând acum de vreo câteva minute, am de 3-4 minute în grup, ia că acum am primit un mesaj, îmi spune că ne scrie și așa îmi spune eu că Max, băi, eu dam gata, dau copilul la stat, că uite ce ne-a făcut, uite ce avertizare și mafia lui Rotaru din Capur. Pleacă, doamnă Rotaru, noi ne-am Mafia din văzut în Rotaru lui direct acum. Capur, adică al lui Rotaru din Capur, m-a doborât, o scris la toate primăriile, că să nu ne primească și au zis că eu ia că am decis să dau copil la stat. O zis că n-am nici mâncare, n-am nici asta, o zis că eu sunt Păi tem să doborât nu și fie scris calomnie asta. Chiar acum m-ați convins să o invit pe Ludmila Dinte în apel. Și lasă de aia replică la acuzația asta. Eu nu cred că o scris asta Dumitru Achiruș. Ori vrea, ori intra. Dacă nu, continuați Sunt... să-i scărmănați. Oleg, pe mine m-a sunat pe Viber un domn din Rusia și acum eu sunt convins el era gata să-i trimit la Chiruș 2000 de euro. Vai, bă. Eu am Dacă are mesajul, om... pot trimit. Pot Dacă are trimit și... omul bani și vrea să-i ajute, de ce nu? Dar cine Oleg, să ajute? Cine? interesant. Pe amândoi, Mai să-și duc cumpere o să casă și o să aibă casa lor și nu o să mai alunge nici primarul, nici Dar de gazdele, nu o ce să el mai la alunge. 34 nu are casa lui? Nici eu n-am Domnul casa Oleg, mea, Sergiu. domnul Oleg, Da, doamnă. la muncă, fiica mea a plecat de 17 ani în Italia și a muncit mașină și a luat casa, are la Cahul, casă în Germania are. Poate să muncească? El nu poate? Hai, lăsați, bre, să nu facă show tot în Moldova. Câte ori Show, el face m-am show. întâlnit tine bat. El m-a făcut pe mine că eu sunt bețiv, cel mai mare bețiv. Da. De dumneata știi și mi-a spus. Auzi, am uitat cum îți spun. Eu te cunosc la proteste, domnul în roșu. Serioza, dar eu am ieșit protestez pe la magistratură, pe la aici unde am protestat, eu bat. Nu, Da, ia ascultă și tu, Serioza, ar trebui să Serioza. recunoști odată că te-au văzut oamenii aghezmuit la protest și acum de-a să-ți Da, meargă ce om viața. nu băut în viața lui. Ia spune, dar nu la Da, dar proteste, atunci era cu ce mate om care și se am avut un bate iese conflict la poliția. protest? Eu atunci nu eram la protest când bat. Ok. Atunci am avut Ok. conflict politic, nu eram protestat. Omul pretinde că e persecutat pentru că scoate adevărul. Ce Domnul Grega, adevărul spus despre care traumele adevăr? sexuale de Domnul Grega, Maxim? spuneți-mi, vă rog, ce studii are a Dar Chiruș, irrelevant ce la studii. Chiruș, Și-au cum îl putut cheam? atât au învățat.
Nimeni nu e obligat să aibă masterat ca Brega. Și-o putut atât au învățat. Șapte clasă terminată. Dar tu, Maxim, câte clasă ai? Sau Sergiu, tu câte clasă ai? Ia să vă spun. Șapte clasă are. Cât au putut atât au învățat. Șapte clasă s-au învățat școala. Domnul Oleg, eu tot câte am putut atât învățat, dar nu-mi pare rău că am crescut un copil la 5 luni, până la 4 ani jumate. Dar Chiruș ce-a făcut? Ia că crește un copil de jumătate de ani. Din unii cunești, eu spune că te duci la doamna din Israel, ce faci? Cerșește. A, cerșește. Cerșește, cerșește. Dacă se găsesc oameni care să-i dea bani, eu de ce mă împotrivesc în stradă ca să nu se cerșească copii? Pentru că îi țin în seșetă, pentru că îi țin în jer, pentru că îi țin în stradă în condiții inadecvate. Dar dacă reușește să cerșească de acasă, de în pat, pe internet, și iată, îți găsesc oameni să-i dea 2000 de euro. Care bravo lui, felicitări! Copilul care îl crește pentru cerșit. Acheruș poate să facă fundația Ludmila Dinte. Și mai face un copil și mai câștigă niște bani. Dacă și se găsesc oameni care să doneze, de ce nu? Mai face un copil, încă un bani. Și el s-ar putea să-i ajute și pe alți copii ca el. Da, cum? Sergeu, dacă ar avea atâta minte, dar el n-are minte, el e o persoană profitabilă. El este un... Eu cred că prost nu este, eu cred că e șmecher. Profitabil și șmecher, da. Prima dată vă văd. Deci... Discutăm în direct, da? Prima dată. Eu am 60 de ani. Eu pot să mă șer. Eu pot să mă șer. Că nu-i ușor, Doamne ferește. Dar să nu scrie. Eu definim cu banii. Ați astupat microfonul sau ceva s-a întâmplat? Cine v-a acuzat de asta? El? Dumitru? El. Uh-huh. Da. Dar în ce sens? În ce fel ați interacționat cu el? Cum ați ajuns să vorbiți cu el? Ascultați-mă. El am auzit. Eu i-am văzut foto ăsta, filmul care el l-a pus de doamna Tamara și în cuvinte murdare. Eu am văzut prima dată, v-am văzut tot așa cu domnul, cu dumneavoastră, când doamna Tamara vorbea de el. Eu am văzut direct, am intrat și am văzut direct. Erau încă doi și doamna Tamara, eu am cunoscut-o că e din raion de la mine, din satul peste deal, nu-i departe. De ce să pune grești tu, o doamnă care are destul de superioare? Dar cum a ajuns la dumneavoastră? Ați criticat acolo sub video și de asta v-a luat acum, în vizor? Sau cum ați interacționat voi, cu el? El a scris, el intră pe profil la toți oamenii care sunt plecați cu votare. Eu vă spun ce a făcut cu dumneavoastră. Cum? El v-a scris sau dumneavoastră i-a scris? Eu vă lămuresc! Păi lămuriți, că nu spuneți, ce nu știți. Noi sunteți în Israel și el e la Cahul. De unde știți cui scrie? Spuneți ce au făcut cu dumneavoastră, v-au scris sau v-au sunat sau... M-au blocat și pe mine, dar de ce? Ați scris ceva despre el sau unde? Am scris pentru că i-a spus, du-te la lucru, că ești un puturos, că nu vrei să lucrezi. Am înțeles, și el de asta vă acuză de trafic de persoane. Da, o zis că eu sunt mafia lui doamna Tamara, că eu cum văd în direct. Eu sunt mafia, eu sunt cu mafia, eu sunt cu traficanți de influență umane. Eu am venit, vai de capul meu, am venit și-mi fac bani, eu muncesc cinstit. Și el se laudă că e cinstit și e reporter la televiziunea oamenilor simpli și adevărați și că îl persecută mafia pentru că el spune adevărul. Ce aveți să-i reproșați omului? Dar și mafie sunt eu, domnule, Este lume, se trebuie din America bani. Că e face la trasă banii. Înțelegi, Borodachi, și omul. Victoria e că... Victoria poți să ieși pune. Știți, eu vreau să vă spun, dar poate toată răutatea asta dă din trânsul pe motiv că nu are un început ca toată lumea. Nu are o crenguță de ce s-a pus și poate într-adevăr acele 2000 de euro și încă cineva care mai poate și să-l ajutăm și să-i găsăm o căsuță și poate el să facem mai bun la suflet și să facem un gospodar. Am zis și eu, pe care să devină filantrop și cu fundația numelui Ludmila Dinte să ajute oameni săraci ca el și cu copii ca el să fie și reporter. Dacă se găsesc oameni care să doneze bani ca el să-i repartizeze, de ce nu? Las să facă asta și Borodachi, fundația lui Tost TV și cu Dumitru Acheruș, dacă sunt atât de simpatici.
Doar că nu și-au găsit locul. Unul nu și-a găsit loc în Hyde Park și-a plecat trântindu ușa când l-am întrebat unde s-au dus banii. Altul a plecat de la gazda care l-a primit gratis și l-a ținut jumătate de an acasă și a început să muște mâna care îl hrănea. Iată așa sunt oameni dificili. Și într-adevăr s-ar putea să fie probleme de educație. Totuși doamna Tamara se pare că a vorbit cu mama, cu sora lui. Și a zis că el așa ne-a făcut și nouă probleme acasă. Dar păi, dacă copilul vostru nu știți să o stăpâniți... Da, vreau să spun, dacă el la maică sa acasă n-a găsit un colțișor, în satul lui natal n-a găsit un colțișor, la biserică sau la mănăstire tot n-a găsit, după mănăstire și au mai fost la o familie sau nu știu unii, la doamna Tamara, în fond, adică s-a adunat prea mult, deja ai plecat de la doamna Tamara și iarăși l-au rugat să părăsească și căsuța și ea. Înseamnă că există o problemă în trânsul. Vă spun problema. Nu a ajuns el, a trăit o săptămână. Stăpâna la casă a spus să plece. C-a sunat primarul din Burlacu, dar primarul și primarii în raion, ei să vorbesc, nu? Îți colegi. Dar eu am ascultat conversația lor, a primarului, mă scuzați, dar domnului primar de la Burlacu și cu dânsul, eu am ascultat-o. Eu vreau să vă spun că domn primar s-a descurcat excelent, la cea mai înaltă nivel și așa cum eu spus și cum eu vorbit, foarte, foarte bine l-a pus la punct. Totuși nu mi se pare corect și nici legal. Nu mi se pare nici legal, nici corect moral ca primarul să sune un cetățean, o ființă umană și să-i zică pleacă din satul meu că nu vreau probleme. Când omul celă trebuie mai degrabă ajutat, îndrumat, corectat și nu alungat băgând gunoiul sub preș sau alungând omul în pădure, descurcă-te singur că eu sunt primar și vreau să am numai oameni cu bunăstare. Bine, spus corect, pentru că dânsul este stăpân în casa aceea. Deci toată lumea i-a dat drept de vot, i-a dat încredere. El trebuie să răspundă de regulă și de tot și să petrece în comună dată. Deci, doamna Tamara e consilieră locală și știi că într-o localitate administrația principală e Consiliul și suverani sunt cetățenii și cele mai importante în fața legii și în fața Constituției sunt ființele umane cu drepturi, care se nasc cu drepturi. Deci primarul nu-i tatăl satului, nu-i gospodar în satul și ăla, el e administrator de soluții, de probleme, de proiecte. Proiecte pe care le gestionează, bugetul pe care îl gestionează Consiliul Local. Și doamna Tamara, iată, e unul dintre consilieri. Primarul nu-i tătucă națiunii sau al satului. E ales de 4 ani să gestioneze treburile. Oleg, acum permiteți-mi, vă rog. Nu, nu sunt de acord cu asta. Eu cred că primarul trebuie să răspundă și trebuie să facă ordine întotdeauna. El trebuie să fie la curent cu toate cele ce se petrece în sat. Curent, sunt de acord, dar să nu dispună primarul cine și unde are voie să trăiască, cu cine să se întâlnească, la ce magazin scumpere și tot așa. Dar el nu a dispus primarul, eu spus. El nu i-a scris pe foaie, nu a semnat, nu nimic. El i-a spus. Doamna Tamara a discutat și ea cu primarul din sat. Da, eu vă zic, eu am discutat cu primarul și dacă dumneavoastră ați făcut trimiteri la consilieri, atunci eu vreau să vă zic, stimați prezenți la discuția noastră, și despre acțiunile lui Gideon Andrei, care dumnealui spune că nici nu ar fi trebuit să numiți numele meu. Da, Andrei Gideon s-a implicat ținând cont de faptul, de gestul, a înțeles gestul meu cu această familie și s-a implicat și el în a-l ajuta. L-a ajutat inițial cu careva produse alimentare despre care eu nici nu știam, că nu mă duceam permanent acolo. După aceea, când le termina, Chiruș iar suna, iar o simțit că de acolo se poate de list deștile, dar ieși la cacul, ne cumperi niște scutice, pe când Andrei Ghidion, știind că noi suntem vecini, zici, iată, chiar am să mă duc eu și să văd ce face, pentru că știu că doamna Tamara i-a permis să facă, adică pe lotul de pământ, ce vrea, este apă. Și Andrei spune, zice, uite, eu am parcelă, uite, eu am seră, tu ai putea să faci. E da, dar vezi, dar uite, tu ai lucruri, tu ai aici, ai zmeură, uite, tu ai putea face. Cum să-ți permiți tu când zmeura se scutură pe tufă, când căpșuna se băhlește de nu culege la timp,
Și el îmbla prin sat să strângă de mine palavre, să mă cum vă pare? Pentru încă strângea palavre despre mine și despre primar. Atunci trebuia să fac primarul, să-l mângâie. El dar nu numai despre dumneavoastră doi, și despre doamna de la primărie, și despre doamna care cu copii, și despre, dar multe, nu numai pe dumneavoastră două persoane. Adică atunci, asta nu era? Era timp de pandemie, dacă să muncești, să duci, să strângi cireșe, culești cireșe, te gândi la dește și plus la asta să întorci, să inversezi situația precum că eu aș fi, să vă dei în cap încă oameni buni. Pentru că, efectiv, nici domnul Micov nu a crezut așa ceva, pentru că eu nu sunt persoana ca să fac să întreprind data reacțiuni. Mie tot nu mi-a plăcut când eu îl vedeam că el posta de cerșit. Și când am văzut că el cerșește, eu spune, de ce te duci la lucru? Și atunci când eu am făcut observații de cerșit, el m-a blocat. Eu nici nu știam. Eu primeam informații la doamna Angela, primeam informații din România, primeam informații din Canada. Eu am cunoștințe. Bine, dar eu am cunoștințe și colegi de lucru, și colegi de la seminarii de instruire absolut în toată Moldova. Atâți cetățeni m-au sunat și în privat mi-au scris toți că să mă compătimească. Dar toți mă întrebau, cum stimată doamnă, mă ta așa cu tica sură, ți-ai permis să te mânjească un excroc. Dar pentru mine e durut. Să fotografiezi tu copilul într-o familie, într-o poziție terminală, nici nu am cuvinte să vă spun, parcă e răstignit, cu mânuțele întinse, tot ecranul și-o afișată precum copilul, ia, uitați-vă cât e de slab, dar fetița e bine, mersi, pentru că eu am ținut cont să știu de unde să-ți procuri laptele, am ținut cont ca să... chiar și ouă de câte ori le-am dat așa, când ne-am stăcut și ați zis, deși eu le fac pala. Cred că cel mai interesant, domnule, da. El nu vrea ilegal să lucreze, înțelegi? Da, dar da, copilul da. Nu e lui ilegal. Copilul e în dinte, Ludmila, nu e lui. Nu contează cât timp el îl hrănește copilul lui. Da, contează când duc la lucru ilegal. El hrănește, păcat. Îl hrănește oamenii. El mănâncă de picioarele copilului ăsta. El crește copilul ca după aceea să-l trimite la cerșit. Asta e o părere a dumneavoastră. Nu-l mai trimite la cerșit, dar cred că nici mare educație nu o să-i dea, că nu are de unde. Eu de acord cu doamna Tamara, citit. El e stare că s-a trimat la terșir, pentru că el nu-i deprins. El dacă m-a blocat pe mine că l-am trimis la lucru, el nu-i deprins lucrează. Și el a găsit că se filmeze cu legal, nilegal, așa e mai ușor și îți mănânce din cu limba și tot. Sergiu, și ție îți place să filmezi și doamna Tamara filmează și deranjează pe mulți. Și vă rog acum invidia sau... gelozie și Dumitru Oleg, eu am filmat când luptam pentru copil, când acum Oleg, adevărul spune înțelegi? Ascultă la mine, am vreau să-ți spun eu adevărul, doamnele astea spune adevărul, doamna Tamara îs de acord cu 1000% cu dumneei ei, pentru că eu am urmărit dumneei are activități foarte, foarte importante și nu cum a spui el și a să declare și încă el mai scrie pe Facebook, ia ca doamna Tamara să culcă cu băieți tineri, cum el declară. Asta e viața ei privată, n-ar trebui să o intereseze pe nimeni. Nu, dar... Spuneți-i lui, nu și așa care țineți apărarea, spuneți-i lui că n-ar trebui să comenteze, că i-o dat acoperiș deasupra capului, cu copilul pe drum. Asta de tot ești de acum. Da, eu auziți? Achiruș, dați vă spun, Achiruș, cumva v-a spus și vouă, eu îl știu de la proteste, îl cunosc și din prima filmare, dacă ați văzut, unde el declara, adică unde usat, l-a pus o leacă la zid pe dânsul, în cort, dacă ați văzut. Da, și spune tâmpenii despre Dodon și apelul Dodon îi spune despre usat, dar poate spun orice pentru 3 ruble. Oleg. Dar e că am vrut să spun, el și-a declarat el atunci cu vreo câțiva ani la publica tăvăză și au zis că oameni buni, ia uitați-vă, USATA îi pregătește Maidan, se începe în Chișinău vărsări de sânge, se începe un alta. Și a fost, parcă spun așa în rus, a fost ca un fel de tribogă pe toată Republica.
Cum atât tara s-o răsculat. Și-a văzut că spune minciuni și nu mai crede nimeni acum când spune ceva. Nu degeaba îi zâmbește mustat atât timpul când vorbește la cameră. Pentru că el simte da, da, da. Să se influențeze și să păcălească. Da, da, e, are așa ceva. El e reporter la Sudul Moldovei. Băiatul ăsta o dat de gustul la tot ce este să-i vină ușor. La pomeni, dipomană, dipomană. Nici nu știu dacă el s-o mai învăța vreodată să dea la muncă și să vină acasă chiar transpirat în sudoarea frunței, nu cred. El nu, o simțit... Dar cerșetoria doar nu e ilegală. Dacă reușește să strângă bani, foarte bine. Bravo lui. Acum dați-mi dar de când apreciezi o leg așa ceva? De când e legal. Tot ce e legal e permis. Și acum trebuie să-i iau apărare pentru că sunteți 5 împotriva lui și s-a obligat eu să o fac pe avocatul lui Dima cu Liuda. Dar ce m-a publicat pe mine? Mai ales că e vorba de un copil pe care îl cresc împreună. Bine, dar de ce să cerșească? El nu poate munci? Spuneți-ne, vă rog. Poate, dar ce găsești un lucru legal și bine plătit în Burlacu sau în Tătărești? Dar unde e lucru legal? De la Borodachi? Că el să tulburi toată starea într-o primărie? Vreți acum eu să vă zic dumneavoastră, pentru că eu astăzi am fost la primărie, asistentul social. Mi-a oferit toate datele referitoare la cazul cu tripleții. Acum seara am dorit să iau legătură cu Balte, cu Soșen, cu Da, explicați și cazul cu tripleții, că publicul meu nu știe. Se pare că l-a mediatizat Dumitru, o familie cu 3 copii, o femeie cu 3 copii, gemeni. Da. Da? Și el zice, ajutați vă rog familia asta. Și oamenii s-o găsit să trimite tot felul de frigider, mașină de spălat, bani și tot așa. Și... El spunea că primăria nu ajută. Deci dumneavoastră aveți dovadă la primărie că i-a ajutat familia aceea cu tripleții. Desigur. Familia a fost ajutată, eu chiar am, puteți să-și noteze cineva, prin ordinul numărul 45 din 20, luna 8 a 2019, ordinul Consiliului Raional Cahul, sub semnătura Lilia Morar, președinta de la asistența socială Lilia Morar a semnat acest ordin și s-a alocat 20.000 de lei de la Consiliul Raional de la asistența socială Cahul. Lilia Morar a semnat prin decizia Consiliului Sătesc din Raionul Cahul al Consiliului Local Burlacu, asistent social Nichivoreac Elena a depus enorm muncă și a depus înaintat un demers la Consiliul din Burlacu, la data de 28 luna 6 2019, consemnat și înregistrat cu numărul 40, un demers prin care ea solicită un ajutor de partea Consiliului Local pentru prevenirea abandonului, menținerea și creșterea a toți 5 copii în familia biologică, suport pentru susținere materială. Deci, în baza acestui demers depus de către Nichivoreac Elena, Consiliul Primăriei i-a alocat 15.000 de lei în anul trecut, în baza demersului de către Nichivoreac Natalia. 20 de la Raion și 15 de la Consiliul Local. Și poate avea nevoie de banii ăștia ca să-și repare acoperișul. Cred că nu-s foarte mulți bani când te apuci să faci reparații. Ascultați, domnul Oleg, deci nu era vorba de ce de acoperiș sau ce. Deci faptul că el acolo se străduie cu urcul din tradiție și spune că cei din Burlacu sunt porci și nu ajută această familie. Am înțeles. Această acuzație a fost una gravă pentru noi consilierii. Bine, în anul trecut nu eram eu consilier, dar primarul din acest motiv este supărat. Până astăzi mi-a spus o replică, dacă erai deșteaptă, nu aduceai o nesimțită în sam. Hai să aduci altă dată mai sensibil. Păi da. Și totodată vreau să vă zic că iarăși asistența socială mi-a dat așa explicație prin care îmi spune că ea, această familie primește lunar 3.364 asistență socială. Plus în această familie
Este un copil care primește pensie care este acordată pentru pierderea întreținătorului. Pentru aceasta se, adică se alocă 431 de lei și 73 de bănuți. Plus la 431 încă 100 de lei alocați. Așa este pensia pentru pierderea întreținătorului. Și câte 640 de lei pentru trei, pentru tripleții născuți care au acum un an și o lună, se alocă 643, deci 1920 iarăși se alocă. Și este așa o indemnizație care se alocă de la stat în sumă de 930 de lei lunar. Deci în total, familia Soșenco Lilia lunar primește 6.745 de lei. Sunt conștientă de ceea ce declar eu acum, pentru că nu este normal. Achiruș a prezentat niște calomnii, niște învinuiri false, care el nu le-a probat. Acolo ce au făcut? Au făcut un contract, că Achiruș nu avea de unde. Eu nu puteam să-l achit. Bine că nu i-am unit telefonul fix ca să mai fac cheltuieri, să mă lese cu plata pentru telefonul fix, cum o lăsat și cu neplata pentru curentul electric. Ei au făcut o cărdășie acolo, i-au oferit datele de la Wi-Fi, Achiruș acolo bine mersi, mergea și făcea toate live-urile și toate informațiile primea de acolo. El nu mergea la lucru să muncească timp de pandemie, dar în o grada dată unde erau tripleți se ducea acolo, da? Dumneavoastră, domnul Oleg, chiar acum eu am stat liniștit și v-am ascultat. Încercați să-l ajutați, noi toți încercăm să ajutăm, dar nu să-l ajutăm în sensul urât al acțiunilor. Deci iată din ce considerente Achiruș cu Soșencu Ludmila s-au pus la cale pretins că hai să ne facem noi o padleancă la... Dar ce, cum a avut Achiruș să vorbească despre George Badiu, care îl acuză că Achiruș ar fi plătit, eu v-am trimis dumneavoastră video, care îl acuză că precum că el i-a fi plătit, achitat motorina. Ce mai trebuia să mai facem, domnul Brega? Să luăm noi copilul, să-l învățăm să bată tăpșele? Ne trimitea videouri. Ia bunica Tamara, ia vine bunica Tamara când se duce bunica Tamara cu geanta acolo la dânsă. Bine, omenește că nu trăiesc și eu din lux. Și apropo, vreau să vă zic încă una. Tot familia aceasta mai a beneficiat de un ajutor de la... Deci un copil din familia Soșenco a fost instituționalizat într-un ONG Lomus la școala din Găgăuzia. Acest copil era întreținut din banii acestui ONG. Acum, de când s-a pus problema ca copilul să fie în familie, el are 13 sau 14 ani, dacă nu greșesc, s-a pus problema ca copilul să fie în familia biologică. Deci, iată, am uitat să iau legătura cu doamna Diana, care este în acest ONG, să o inviți pe dumneiei la discuție. A fost cu asistența socială a noastră la dumneiei un act pe care Soșencu Lilia s-a semnat și i-a oferit 1000 de lei, dar s-a semnat doar pentru 1000 de lei. Acei 10.000 de lei care trebuie să-i oferi, încă ea nu are, chiar doamna Diana de la acest ONG, nu are nici bani pentru a se deplasa timp de pandemie și, practic, dacă acolo sunt trei copii tripleți, zice, noi banii ăștia îi oferim. Nici cum banii ăștia nu se duc într-o parte, pentru că actele sunt întocmite. Deci nimeni nu a mers la primărie să verifice. Și până la urma urmei, suntem noi, consilierii, care pe noi ne doare inima de cetățenii satului. Iată, Achiruș, a venit el cu oamenii simpli să facă regulă în burlacul. Și pe mine m-a blocat, că el nu m-a întrebat să-mi spună, doamna Tamara, ce eu când am văzut, apropo, să stăți cu mine la noi. Bine că s-aude. Deci iată care-i treaba. Domnule, și că e una, nu înțeleg. Dar noi protestăm. Pentru ce am protestat mai atâta? Pentru Achiruș, că să amăgească cineva să trăiesc din banii altcuiva. E că pentru cine e părând că eu protestat. Dar ce ai protestat pentru el atunci la președinție? Dumneata aveai protestul dumitale, el avea protestul lui. Deci erați amândoi la proteste simultane. Domnule, bine, eu am protestat pentru dreptate, dar dumneavoastră pentru ce protestat? Eu pentru mine. Eu și am dreptul la protest. Oricine are dreptul la protest, inclusiv Achiruș cu Ludmila Dinte. Cum de atâta protestări pentru dreptate? Așa. Cum noi să ne uităm la un jlob al de Achiruș, cum amăgește lumea și nu o să fie indiferent. Asta e cei mai strașnic. El e un jlob.
Asta poate că e imoral, Sergiu, dar legal este, crede-mă. Nu e interzis de nicio lege cerșătorie. Asta se numește colectare de fonduri. Se numește... Și legalitate, eu nu văd legalitate aici. Și fel de ilegalitate, el mă face mine șizofrenic. O spus tu, mai asta mă e altceva, de asta am vrut să discutăm azi despre calomnii și v-am întrebat ce minciuni a spus despre fiecare. Dar nu voi minciu, îl trimiteți la lucru. Nu trimiteți la lucru, că asta e ocupația lui preferată. Lui îi place să fie reporter la televiziunea lui Borodachi. Bine, bine, domnul Breda, dar și nu trimitem la lucru, să-i dăm bani, da? Să-i trimite eu lucru și ăsta, îi bani de capul bani, meu, nu, nu-i să-i dați. Nu vă oblige, el vă propune, vă roagă. Nu vă șantajează, nu? Nu vă da, dar mine, ascultați-mă, ne trimite pe Messenger, îmi trimite vitamina D, că îi trebuie la copil, vitamina E, un fel de prafuri pentru lapte, pampersuri, ia tu-te, și eu ce să-i spun? Că eu te-a să-ți trimite, du-te la lucru, măi! Asta și-a mai interacțiune, dar eu să-i fac copilul și eu îmi bătem capul de copilul și-ala. Luda nu e obiect, Luda e om liber și s-a dus cu achiruș pentru că i-a plăcut de achiruș, nu i-a plăcut de tine, Sergiu. Nu se face așa, nu se vorbește așa despre femei. Îmi dați voi, domnule, să lămâresc. El odată și l-a făcut și tată, duce răspunderea și tot trece la un plan. Ai vreo dovadă că nu are grijă de copil? Până acum vedem că are grijă de copil. Dar de vitamina D? De ce și are vitamina D? Dar eu am spus, te conving că el nu-i drept. Bine. Pentru că el, dacă nu poți să dai pe Luda, nici de copilul nu te spui la nimic. Cum eu pot spune copilul la el n-ar și mânca? Eu de ce stată? Eu de ce l-am făcut? Corect. Eu am crescut doi copii să-i văd pe tata. Eu dau pentru fata mea. Și mie indiferent de tăți în țara și ce știi? Dar el ce face? El filmează și arată copilul să-i dea ajutor. Nu-i corect așa, domnule. Eu să vă spun, eu am crescut doi copii fără tată. Da, am rămas văduvă la 28 de ani. Am rămas cu fata de 3 ani jumate și băiatul în burtă era. Dar eu ne-am îngrijit copiii. Eu am luptat. Eu am pământ în sat. Eu am mușit în sat. Am cote de pământ. Eu am mușit. Copilul meu la 13 ani, dacă vreți mă, credeți-mă. La 13 ani eram în vacanța de vară, erau vași în sat, au luat vașile oamenilor, s-au dus și păște vașile pentru bani. Copil de 13 ani. Pe urmă era tot așa, se construie o casă, vecinii erau în Italia. Și pășeau casă oameni, trimitea la cineva bani. Băiatul meu lucra, că era cu roaba și ei căra răspor, noapte până în noapte. Care vrea să muncească? Care nu vrea pot să-i faci și noi faci era, nu mai muncească? Era copil și el vrea, vedea că să-i cumpăr de școală, să-i cumpăr prin, la 1 septembrie cel la școală, trebuie să-i îmbrac. Haideți eu să vă spun și am observat acum, da, deci după și domnul Tamara a spus câteva date acolo mai concrete, deci eu îmi dau seama că nici începutul băiatului ăsta nu a fost adevărat, pentru că dacă familia dată primește atâta ajutor, asta deja vorbește despre și că nici primarul și nici toți călării erau prin prejur, nu au lăsat familia și ea fără atenție. Nu. Dar vă spun, asta acum, el azi a împlinit o săptămână de când nu trăiești, o trăit la Tătărești. S-a dus fata care i-a dat casa și îmi spune, și că tante Lili, nici nu a scos bagajul, cum stă, le-a lăsat într-un garaj acolo, gentele, așa și stăt eu. Așa și nu e stat. Eu am făcut contract pe 5 ani de zile. Dar fata asta îmi spune, că Doamne ferește, că cum s-a întâmplat tatăl la băie, copilul este mort acum de 3 luni de zile. Casa stă la balanț după taxul. Ele trebuie să facă document pe casă, să-l tragă casa pe una de el, pe trei fete. Dar el, achiruș, aschiruș, cum dracul mă cheamă, Doamne, iar el s-a făcut stăpân. Fata asta se duce, când i-a dat cheia la casă, dar i-a dat cheia la casă, la toată casa, femeia, la, stăpână la casa asta e moartă și tatăl și măsă la fetele astea. A fost în Italia, s-a îmbolnăvit în Italia, a stat 9 ani de zile și a venit acasă, 2 luni a trăit și femeia a murit. A făcut casă să vină o putoare care a
face show în Moldova. Doamne, vă rog, fără ofense, mai ales că omul e lipsă și nu poate să vă dea replică și să vă spună că nici dumneavoastră nu mă răsesc. Dă-i el replică, el amenințează pe zin prin postări. Nu am auzit să amenință, dar voi să-l înjurați aici, am văzut cam toți în stânga și dreapta. Eu am strimat postările, unde el spune de avocat poporului. Avocat poporului, eu l-am întâlnit. Avocat poporului, te duci și te plângi acolo și asta e amenințare. El a spus că vine în sat, în burlacul, avocat poporului, dar eu l-am dus, el nici nu știe, el spune mai bănăresc și nou vestul. De el spune mai bănăresc, vine, el nici nu grăit cu tine și ea. Dacă se grăie, trebuie să duci la avocat, el spune public, că Marisa publicat. Da, doamne. Oleg, ascult. S-a prins lumina. Colega, ascultați, da, s-a prins. Cum, de ce ne-a spuneți că nu? Pentru că el 4 zile vorbește de la decolo din Tătărești și vorbește că vine în burlacul Amonu, vine Ion Vatavu. De la cine a? Poate îl cunoaște pe Ion Vatavu. Deși eu ați vă trimit, Oleg, eu vă zic, eu vă trimit dumneavoastră registrare audio că am vorbit eu cu domnul Vatavu și spuneam, Tamara, nu-l cunosc pe dumneavoastră, vă cunosc, v-am mai văzut pe la procuratură, prin instanții, vă cunosc ca cetățean. Eu doar la telefon l-am cunoscut pe domnul Vatavu. Dar a Chiruș se strige în gura mare că primarul este un criminal, așa eu zic că criminal, e mafiot. Cum asta să acuzi tu primarul că îi lucrează cineva cu cotele? Pentru că noi știm, cel puțin nu știu în alți părți, dar în sat ei chiar nu fac așa ceva. Chiar dacă merge cineva să-i muncește cota, o plătește și nu merge să-i muncească din timpul zilei de lucru, când dar merge în sâmbătă, merge în duminică. Și iată care-i problema. Primarul să-l dea pe mâna poliției, să-l amendeze și el să-i explice. L-am dat. Să-i explice de ce a spus asta. Poate are probe. Hai, poate are martori. Are. Poate. Trebuie să-și caute de copil acolo probe. Nu-i spuneți lui ce să facă, că e matur și el și cu Liuda. Nu le spuneți ce să facă. Mai ales acum că nu stă la dumneavoastră. Când era la dumneavoastră, puteți să le spuneți. Du-te la cireșă, du-te la lapte, la mult capra. Dar amu e om liber, lăsați-l să lucreze la televiziunea lui Borodache. Nu știu ce să vă mai întreb, dar presupun că nu o să încălzească mult locul nici la Tătărești. Dar nu l-a încălzit, că el pleacă. Ei, nu se știe. Tot ce e provizoriu, poate să dureze ani buni. Ascultați-mă, fetele astea, ele sunt trei fete, orfani, au murit părinți, da? Sunt căsătorite, una e în Anglia și așa din Anglia vine acum acasă, are copil, a fost căsătorită, divorțată, are copil, stă la fata asta mai mare care da cheile lui, cum îi ziceți că eu nu pot să-i pronunț familia, a chiruș. Apoi el, a fost fata asta, e da cheile și îi spune, auzi, vine autobusul, în satul vecin, unde trăiește fata, vine autobusul, este liber, acolo se cultivă cartofi, urechi, pepeni, toate legumele. Și vii, când îmi este recoltarea, le dă voie să iei fiecare pe o căldare. Da, și-i spune, Ludmila asta îi spune, zici că ia că vine autobusul, te iei drept de la poartă și te duci și lucrezi de la ora 8 până la ora 5 seara. Nu, că eu am de lucru. Hai, răspunde-te-mi acum. Răspunde-te-mi! Dar cine a vrea să lucreze pentru o căldare de patlajele? Poftim? Nu. Ei se plătește? Le plătește ziua 250 de lei pe zi. Munca. Și plus? Știți că 250 de lei, doamnă? Sunt $13 bătaie de joc pentru 8 ore de muncă. Nici eu n-aș fi prost să lucrez pentru 250 de lei pe zi. Ascultați-mă, vă spun. Eu când am venit aici, eu am plătit viză de muncă în Israel, $5,000. Am venit și am lucrat. Cât mi-au plătit, atât am lucrat. N-am zis, am tăcut. Am spălat vicei și în ziua de a spăla vicei. Dar el nu vrea, el are mândrie. Dacă nu vrea, e problema lui. De ce să-i ținem apărarea la un lenos? Azi lenos. Eu nu vreau să discut hărnicia omului. Am crezut că aveți discut ceva despre calomnii. Dar am văzut că mai degrabă vă luați de apetitul lui pentru muncă. Decât să muncești degeaba, mai gine să stai degeaba. Bravo! Asta e la domnul Isa Cari. Eu am terminat discuția. Seroja, pornește-ți microfonul dacă vrei să te faci auzit. Vrei să te lauzi că lucrezi și că mâine te duci la lucru. Hai la culcare.
Nu, nu, Sergiu, nu se aude. Sau trebuie să intri, să ieși mai intri o dată, dar mai bine lasă. Las că altă dată o să vorbim. Deam-o celălalt, Maxim Nedelcu a ieșit cu mâine aer de lucru, iată a ieșit și doamna de la Cahul. A uitat cum o cheamă, Angela Matenca. Angela. Așa că o să ieșim toți pe rând pentru că e târziu. Sergiu, și... da, mai spuneți și dumneavoastră concluzie și închidem. Cum a ta crezi că acestea nu sunt calomnii, ca să-mi vină poliția mie la poartă și să mă acuze că eu sunt mafiotă și eu sunt aici, am mafia și colectez ilegal. Asta e cum? Noi, cetățenii, am contribuit noi personal ca să renovăm apeductul. Noi n-am colectat ilegal să fac eu ceva cu banii ăștia. Dar, într-adevăr, eu în calitate de consilier și în calitate de... adică la casa părintească, acolo unde locuiesc părinții, am contribuit. Acestea ce sunt, Oleg? Ce sunt, Oleg, atunci când el face public azi dimineață? Eu vă trimit dumneavoastră video, Oleg. Eu minim m-a șocat acest lucru. Acolo el iarăși indică primarul. Cum credeți dumneavoastră? Noi ce? Suntem unii niște utori, cetățenii ne-au ales, adică să treacă acum aia cu sita ăsta achiruș? Poate eu cred că știi mai bine. Dar minim nu m-ar interesa ce aici crede el. Trebuie să documenteze inițial și gata. Putea să întrebi dacă el e cetățean care nu are nici la evidență, nu este pus. Măi, dar pune mâna pe mă, rog, stai o lecuță acolo și vezi lumea acolo. La noi, vă zic, satul e multinațional și nu sunt toți băștinași, dar au fost adică trimiși încoace la noi în sat cetățeni specialiști, s-au căsătorit aici, conviețuiesc și toți muncim bine în sat. Așa sunt toate satele din Moldova. Păi dacă și sunt, atunci haideți să fim toți mai omenești. Dar nu, unde a fost? La Orhie a fost și a făcut mare zvar, a făcut acolo că eu a vandalizat casa. Dar ce era să fie dacă și casa mea era să fie vandalizată? Din motiv că eu am dorit să ajut un copil. Și nu o să acum fiu n-o pentru ce și tu copii. Acum nu o să să adune pe Ianjin. Și să stai pe Ianjinul, să locuiască pe Ianjinul. Decât să dai la Lenoș. Și eu nu sunt de acord. Am înțeles. Bine. Țineți-vă casele, avierile, țineți-le sub fund și nu dați la Lenoș. Lăsați lui Lenoș. Nu trebuie la Lenoș. Nu trebuie. Lenoș să ajută oameni. Auziți? Eu am făcut ajutoare de aici din Craiul. Am trimis la familie cu mulți copii în sat. Am făcut. Dar nu șerut. Eu am vrut. Nu stai mai cu mâna întinsă și șeri, mă. Omul dacă vede... tu te spietești, mâșești, te duci, acolo rublu, dincolo rublu, dincolo rublu, se adună. Dar el e putor, el nu lucra fizic deloc. Am înțeles, despre asta nu mai vreau să vorbim, aud același refren, eu am crezut că avem altceva de discutat, avem aproape 50 de minute de când vorbim. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Da, și să discutăm, doamnă, ce să discutăm? Ce să discutăm despre el? Mi-ați spus că vă calomniază și nu prea am auzit calomnie, am auzit doar invidia că el poate să obțină bani fără ca să muncească, dar voi trebuie să spălați veceii sau Seroja trebuie să lucreze la garduri, ori ea ca doamna Tamara trebuie să ducă la ședință de consiliu sau de comisie ca să câștige o capică drept consilier și să aștepte pensia la sfârșit de lună. Eu mai bine dau la un bochetar. Îi dau un mic alegeți ajutor. Alegeți dumneavoastră, sunt banii dumneavoastră dați cu ivreț. Iată, unii îi dau lui Achirușul lui Ludmila Dinte. Dumneavoastră dați la boschetari. Alegeți. El m-a numit, pirețau. M-a numit că eu sunt traficată de ființe umane. Dacă vă simțiți calomniată, sesizați organele de drept și o să-l amendeze pentru minciune. De unde să le sesizeze? Din Israel? Din Ierusalim? Da, la ambasadă. La ambasadă sau la consulat? Asta n-am mai făcut eu încă. El de asta și se bazează, că sunteți de parte și nu vreți să aveți treabă cu organele și o să vă mai calomnieze, știind acum că nu vă puneți mintea cu el. Auzit? Eu am băiet, eu nu știu, n-am văzut pe tău. Nu știu ce ziceți, dar sper că nu l-amenințați cu băietul de acasă, că ar fi penal. Eu dacă aș vrea să-i fac, băietul meu nu m-am suflă, așa și el nu-i. Dispare, deci asta ar fi penal, da? Sper că nu îl incitați pe băietul dumneavoastră să facă fapte ilegale. Băietul meu nu se implică în așa. Bravo. El nu așa spune... Hai vorbiți. Știți, și v-aș spune și eu despre copiii mei, că într-adevăr copilul indignat m-a telefonat. Și ei, copiii mei, sunt
calmi, bine, mersi, poate privesc și ei acum ce, cum eu acționez. Dar n-au încercat. Copilul meu, am niște, niște băieți zdravenică la fel, dar ei chiar absolut niciun comentariu nu le-au scris, nu le-au făcut. Credeți-mă, și ceea ce am făcut eu, nu aveau să mă suni din toate, vă zic, de la Brânza m-au sunat, de la Văleni m-au sunat, de la Vulcănești m-au sunat, din Slobozia Mare, am colegi, eu am făcut facultatea, acolo eram colegi, eram și de la matematică, de la istorie, credeți-mă, iar vă lăudați. Dacă au ajuns în Franța, din Franța să mă suni, adică haideți să mă scuzați, domnul Oleg, îmi pare rău, dacă dumneavoastră sunteți persoana care sunteți împotriva folosirii copiilor pentru cerșit, credeți-mă, eu la aici tot așa nu vreau să fie, bă, de-a mă cerșesc, fac ce vreau, dar să nu mă calomnieze. Mă calomnieze din motiv că eu am văzut ce face el. Deci dacă credeți că e pusă în pericol viața, sănătatea copilului, trebuie să insistați oriunde ar fi, la Brânza, la Văleni sau la Tătărești, ar trebui să vă piese de copil. Să nu ziceți că nu vă mai interesează. Atunci vă interesa când era la dumneavoastră, dar nu vă mai interesează. Nu mă interesează. Nici atunci nu m-a interesat, pentru că cetățenii la fel vor fi păscuți de aceeași acțiuni cum sunt și aici din Tătărești, păscuți de acțiunile care le întreprinde acum aia Achiruș acolo. Că eu nu m-am dus acolo în Tătărești să-i spun ce să facă. Toate că doamna i-a spus, du-te la lucru, el muncește. Ce muncește? Spuneți-ne. Eu nu vreau să spun în discuții cum își crește el copilul. Dar știu... Sunt servicii sociale care pot să verifice cum își crește el copilul pentru că au interesul suprem al educației, al bunei creșteri a copilului. Statul trebuie să vegheze dacă îți crești bine copilul. Sunt de acord, da, sunt de acord. Dar aceea ce înregistrare am eu, cum el îi spune la copil că te izghesc în pământ, eu am rămas șocată. Bun, aveți grijă, dar și de copiii noastre și de copiii străini, pentru că sunt viitorul planetei. Copiii vor fi cetățenii care poate ne vor plăti nouă pensiile. Dacă nu, vom cerși. Sperăm să fie legal și atunci. Noapte bună! Sănătate, vă zic. Mulțumesc tuturor că ați intervenit și...